Iisus Hristos, urmă... care era și tată și da. Fiu și da, Dumnezeu este, și mare adică, neamețeală acolo, noi, familie cei divine. Noi, noi adică facem o, o cum, eu analogie, fac așa o analogie ca să fie clar pentru societate. Și dacă noi ne uităm că noi avem primărie, noi avem raion și noi avem guvern. Și dacă noi ne uităm a treilea, că noi avem parlament, executiv și justiție. Și dacă eu vă mai fac încă și o altă generalizare, noi avem Unite Statele Americii, noi avem URSS, care era tot unit, și noi avem, nu, care este, și este Uniunea Europeană. Și când te uiți toate un triunghi, adică toate sunt formate pe familie, adică pe conceptul familiei. Prin urmare, dacă le facem un cerc așa pe împrejur, noi suntem societate. Și așa în împrejur la toată societatea asta s-au format diferite partide care ele se mănâncă în credință. În toată societatea asta au intervenit un an jumătate. Da. China, cu un virus care nu se vede, dar care a pus tot planeta pe brânci. Dar ne uităm că aici se primește... Eu așa acum vedem că și India și-a adus versiunea Delta a virusului, așa că toată planeta e, eu o familie mică. Eu mă mai uit și alte probleme, că cineva undeva vrea să comande tot lumea respectivă și dacă noi ne uităm după sistem, cum ei spun, că parlamentul are dreptul să comande și să controleze toate organele statului, prin urmare ne uităm că Uniunea, nu, Unite Statele Americii încearcă să comande, pe rușii îi pune cam să execute așa și vor, dar pe Comitetul European de fiecare dată îi pune să aplice diferite sancțiuni pentru diferite chestii. Și merge iar pe crug, iar în formă de triunghi. Și cum ne-i da, noi mergem pe loc. Dar vreau să ajung la altă, la altă situație. Lumea trebuie să înțeleagă ce este parlament. Pentru ce este parlamentul respectiv și care este de obligația parlamentului ce este. Adică noi avem să venim cu un proiect de lege, să-l înaintăm spre votare și ca la școală să ridicăm mâna respectivă. După dezbatere. După dezbatere. În comisie și în plen. Prin urmare, eu pun întrebarea. Ce se așteaptă lumea? Că parlamentul o spui mâna pe sepe și să vină și să le prășească în grădini? Ori a spui mâna pe coașa să le... Oamenii se așteaptă și de la președinte, de la ministri să fac chestia asta. Urmare, primarul să vină să le cureți fântâna. Prin urmare, sau... eu consider că ar fi logic ca cetățenii să înțeleagă că trebuie să iasă la vot și să aleagă pe cel care merită real și acela care vede real ce se întâmplă. Ori noi avem nevoie că legislația să nu se contrazică între ea și ea este, trebuie să fie corectă pentru toată lumea, inclusiv și pentru acel sărac și pentru acel bogat și să fie aplicabilă. Dar nu se contrazică pentru ea. Ori nu, cum se contrazic între ea. Ori, în linii generale, eu înțeleg așa, că noi avem mai multe legi, te duci în instanța de judecată, înaintezi o cerere de chemare și instanța de judecată și ești sunt. Aha, trebuie de rezolvat problema. Aha, dar tu de unde ești? Din care partid? Aha, dar tu din... Aha, aha. Înseamnă că el poate să aleagă orice lege și să o aplice ca să... Și nu posede și judecătorul respectiv. Absolut nimica. Pentru că el spune, băi, este lege. E abrogată? Nu e abrogată. Poate fi aplicată? Poate fi aplicată. Prin urmare, judecătorul șala, el iese deasupra. Dar noi vrem să-l tragem la răspunderea disciplinară, ori penală, ori mai știu. Păi, stați-o leacă, dați să facem odată ordine în legislația în Republicii Moldova, de să vedem care este competența Parlamentului, care este competența executivului și care este competența judecătorilor. Prin urmare, eu vroiam să vin în campania electorală cu așa numită programă care există. Programa era simplă, eu nici n-am făcut programă. Eu mă uit la toate partidele, am făcut lista de, bă, eu vin și vă fac și aici. Nu, eu am venit simplu și vă spun așa cum o văd eu. Este necesar să aducem la nivel legislației Republicii Moldova. Este necesar ca să schimbăm și să schimbăm, să modificăm și să completăm legea poliției. Este necesar ca să modificăm și să completăm legea procuraturii. Este necesar să modificăm și să completăm legea judecătorilor. Este necesar să modificăm și să reforma completăm... Reforma justiției se face de 20 de ani. No, și pe bani străini, da, o grămadă din de reformă și tot degeaba. Că atâta timp este necesar de modificat și de completat și legea avocaturii. Cine suntem noi, avocații? Noi mergem în instanța de judecată să apărăm interesele. Cam în recent s-o schimbat legea despre avocatură. Dar nu este așa cum este necesar. Mai asamblu. Corect, dar nu este așa cum este necesar. Vreți să o schimbați iară, de-am noi bună eu, eu personal nu-mi place.
Am înțeles, dar mie personal tot timpul nu o să plac cuiva. Dar sunteți este... câteva mii de avocați, da, în Maroc, dar uitați-vă că este o chestie, da? Este o chestie, eu pot să scot și materiale să vă prezint ce răspunsuri ne dă Ministerul de Justiție, ce răspunsuri ne dă Cadastru, ce răspunsuri ne dă Starea Civilă și tot așa mai departe. Ei spun că da, voi sunteți avocați, dar voi nu sunteți subiecti cu drept asupra datelor cu caracter personal, da? Adică dacă solicităm o informație, noi dacă nu suntem în legea cadastrului indicați ca subiect, prin urmare nouă nu ni se dă, dar ne obligă prin legea cu date cu caracter personal fiecare avocat să fie înregistrat la baza de date. Eu sunt înregistrat la baza de date cu date cu caracter personal și când ajung acolo spun că nu sunteți indicați în legea noastră și la revedere, chiar și dacă voi aveți legea aparte. Prin urmare, asta o spune însuși aici. Și chiar o să fac referire în cazul respectiv cu tamanul ei la îndemână. Și dacă o să vreți, tare interesant, o să vă fac de la Ministerul de Justiție un răspuns care eu până la urmă nu înțeleg. Adică un procuror deține un mandat, da? De procuror, care el este organ de urmărire penal și are dreptul la accesul la bază de date. Un executor îi se eliberează tot de Ministerul de Justiție, tot mandatul de executor și prin urmare are acces. Un notar are acces, eu dețin licență, tot eliberată de către Ministerul de Justiție și la un moment avocatul nu are drept. Prin urmare, voi vreau că să vă apărăm în instanța de judecată. Cu ce să vă apărăm, oameni buni? Când noi suntem cu mâinile legate așa și noi nu putem face nimic. Noi ne ducem în instanța de judecată și combatem cu materialele procurorilor. Dar de ce nouă nu ne permit ca în America, ca să fim egali? Dacă noi avem o ofimidă și spunem că apărarea și acuzarea să fie la egalitate. Ori articolul este 16, egalitatea și spune. Că orice cetățean este egal, înseamnă că cât e acel care este învinuit, este în drept să-și apere, să se apere în fața legii, cât și acel care îl acuză, este în drept să se apere. Hai să urmărim cazul ăsta și să ne vedem la Curtea Constituțională sau eu nu știu cum o să care o să fie soluția. Dacă Curtea admite și anulează articolul, ar trebui să vă înregistrezi, dar deja s-ar trebui să fie târziu. Dacă e n-ați mai fi posibil înregistrare și deja o să trebuiască să aștepte iarăși următorii 4 ani. Nu e posibil să anuleze alegerile. Dar nu poate fi, că eu cred că asta... Prea scump, prea complicat. Dacă ne-am oprit la ISEA, Agenția Servicii Publice, cum ne dă ne-o răspuns, foarte clar că cu date cu caracter personal, da? Spune că, da, dumneavoastră, poate undeva sunteți înregistrat, dar reținând faptul că nu sunteți înscriși ca subiect la noi în lege, înseamnă că voi n-aveți dreptul. Și prin urmare, spune întrebarea, oare legile respective, cu legea, cu date cu caracter personal, cu legea avocaturii și cu multe alte legi, oare ele nu se contrazic între ele? Oare nu este necesar ca Parlamentul, organele statului, de exemplu, cum instanțele de judecată, când ele depistează că, într-adevăr, sunt contrazicere între legi, nu este necesar ca să vină față de Curtea Supremă, ori Curtea Supremă să margă față de Parlament ca să facă niște modificări, completări ca să fie legea asta odată perfectă. Pe urmă am mai văzut că lumea face întrebări, adică prin masa presă, da, prin internet, prin mass media, am observat că fac întrebări așa, dacă dumneavoastră ați fi mâine prim-ministru, de unde ați luat bani? Oi, oameni buni, stați o leac. Nu puneți niște întrebări care nu se merită de a fi puse în legătură cu alegerile anticipate. Băi, noi nu ne candidăm la funcția de prim-ministru ca eu să mă gândesc de unde o să iau eu bani. Dar e posibil, da. Mai ales partidele da. Care au șansă să obțină majoritate. Corect, ele vor dar da nu, și nu se pune prim-ministru, de unde... cum a pățit Maia Sandu, da, nu? Dar nu se, nu se renunță la mandat? Nu se pun niște întrebări față de, față de partidele politice sau față de, cum, candidații independenți, așa întrebări. Pentru că noi ne candidăm la funcția de deputat și nu la funcția de prim-ministru. Ia ca când eu o să fiu prim-ministru, eu atunci o să vin cu programa mea de lucru și eu atunci o să spun de unde eu o să iau bani. Dar să știți că orice problemă care este necesară să fie rezolvată în țara respectivă, nu trebuie să te gândești din start la cine trebuie să mă duc, din vecini, să solicit bani.
dar trebuie să vezi posibilitatea să o poți rezolva din interior, proprii, da? Da? Din resursele în personal. Și atunci când tu nu o să ai posibilitate, atunci poți să te gândești să apelezi la România, ori să apelezi la Ucraina, ori la comunitatea europeană, ori la Rusia, ori mai știu eu pe unde. Eu consider că sunt niște... Eu am văzut când se fac dezbaterile respective, le urmăresc. Eu îți vă spun sincer, sunt întrebări care sunt puse la temă de către jurnaliști, dar totodată sunt întrebări care el nu sunt chiar puse la temă și la momentul respectiv. Dacă noi venim cu un program de lucru, dați să vedem, ori așa e și lege. Dar o să modificați legea și o să ridicați 5% pentru pensionari. Băi, stați o leacă. Până a venit să fie ridicată adică pensia unui pensionar și trebuie să facă întâi guvernul. Să vadă câți bani intră, să vedem câți bani sunt și cât putem noi face. Adică poate veni guvernul cu o propunere față de Parlament ca noi să votăm o lege ca să fie majorată cu un procent, două, cu cinci și tot așa mai departe. Aici apare întrebarea cea mai mare că lumea vorbește ca să vin și o să vă măresc pensiile și îi aduce pe cetățenii în eroare pe când nu este de competența Parlamentului ca să ridice cu 5%, dar este de competența unui executiv. Prin urmare, alte observații.